Un secol. Atât a trecut de când România a intrat în primul război mondial. Tot atunci armata română striga într-un singur glas: pe aici nu se trece. Însă, pentru ca acest lucru să fie posibil, mulți ostași și-au dat viața pe câmpurile de luptă. Au devenit eroi ai patriei, iar la cumpăna, an de an, acești eroi sunt cinstiți și pomeniți așa cum se cuvine. Îi cinstim pentru faptul că ei s-au trefit viața ca noi să putem astăzi să fim liberi, să putem astăzi să fim demni și mândri că suntem români. În această mare conflagrație, armata română a plătit un mare tribut de sânge și s-a luptat cu eroism pentru apărarea Marii Uniri, înfăptuite la 1 decembrie 1918. O lecție prin care transmitem generațiilor de astăzi că libertatea de care se bucură are un preț. Și acest preț, din păcate, a fost plătit de peste 330.000 de eroi ai României, care în primul război mondial și-au gestit viața pentru apărarea integrității teritoriale, a unității și independenței statului român. În memoria celor căzuți la datorie au fost depuse mai multe coroane de flori la monumentul eroilor din localitate. În arhive s-a descoperit că în buzunarul unuia dintre militarii căzuți la datorie a fost găsit un bilet al cărui mesaj era adresat întregii națiuni. Nu plânge mai că Românie, e timpul nostru să luptăm și din pământul sfânt al țării nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge mai că Românie, pentru dreptate azi pierim. Urmașii noștri, peste veacuri, onoare ne vor da, o știm. În final au fost acordate diplome de recunoștință post-mortem urmașilor eroilor căzuți pe frontul de luptă. Se acordă soldatului Rizea Nicolae, în semn de recunoștință pentru eroismul și demnitatea cu care a apărat interesele, integritatea și suveranitatea României.